Ortodoxia Fântâna Vieții Bună seara, dragi radioascultători, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Ortodoxia Fântâna Vieții. Ne găsim în cea de-a 30-a duminică după pogorârea Sfântului Duh și astăzi la Sfânta Liturghie s-a citit o pericopă evanghelică din Evanghelia scrisă de Sfântul Luca, iar ceea ce s-a relatat a fost uh, parabola unui dregător, a unui dregător bogat și s-a pus problema și s-a vorbit despre păzirea poruncilor. Astăzi împreună cu noi este Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul Asociației Studenților Creștini Ortodoxi Români din Cluj și parohul Bisericuței din campusul HD cu hramul Sfântul Ioan Evanghelistul și Sfântul Nicolae. Părinte, bine ați venit și vă mulțumim că ați acceptat. Bine v-am găsit și mulțumim că am fost invitat și mă bucur să fiu aici. Da, după tipicul emisiunii voi lectura pericopa evanghelică, iar apoi vom vedea câteva învățături pe care le putem extrage. Așadar, din Evanghelistul Luca, din capitolul 18, l-a întrebat un dregător zicând, Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața de veci? Iar Isus i-a zis, pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul Dumnezeu. Știi poruncile, să nu-și săvârșești adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, iar el a zis toate acestea le-am păzit din tinerețile mele. Auzind Iisus i-a zis: încă una îți lipsește: vinde toate câte ai și le împarte săracilor, și vei avea comoră în ceruri, și vin de urmează mie. Iar el, auzind acestea, s-a întristat că era foarte bogat. Și văzându-l întristat, Isus a zis: cât de greu vor intra cei ce au averi în împărăția lui Dumnezeu că mai ne este a trece camila prin urechile acului decât să intre bogatul în împărăția lui Dumnezeu. Zis sau cei ce ascultau, și cine poate să se mântuiască? Iar el a zis, cele ce sunt cu neputință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu. Așadar, aceasta este pericopa evanghelică care s-a citit astăzi la Sfânta Liturghie. Părinte Ciprian, așa cum vă spuneam și înainte de misiune m-am gândit să vă invit tocmai pentru faptul că de una zi am, am, ascultat o conferință dumneavoastră susținută la Brașov, pe care radioascultătorii o pot asculta, numită Neascultarea. Și mi-a plăcut acolo faptul că ați explicat de ce aveați dumneavoastră neputința de a pune în practică anumite porunci sau de a înțelege acest concept al poruncii, din cauza faptului că ziceați că aveați o imagine distorsionată a ceea ce înseamnă poruncă, o vedeați cumva juridic. Despre acest lucru aș vrea să discutăm în prima parte a emisiunii. Ce sunt poruncile? Dacă traducerea noastră românească de poruncă este una fericită și cum am putea să găsim un sinonim pentru ca oamenii să poată metaboliza mai ușor acest cuvânt? E o înțelegere total greșită să înțelegem porunca așa, la înțelesul ăsta simplu, românesc, pe care îl auzim, poruncă. A, ne, avem imaginea unui Dumnezeu a, autoritar, aspru, care are niște capricii, niște mofturi, niște porunci, exact cum uneori copiii nu înțeleg nimic ceea ce doresc părinții, dar ei trebuie să asculte că așa trebuie să asculte și unii părinți chiar și zic: Trebuie să ascult de aia, că așa trebuie. Și noi avem impresia cumva și avem ideea asta că și Dumnezeu pur și simplu a hotărât el ce este binele și a hotărât el ce este răul, și după aceea ne terorizează cu acest bine pe care trebuie să-l facem, indiferent că noi vrem, că înțelegem, că ne place, că nu ne place. Și această înțelegere asupra lucrurilor mi se pare foarte periculoasă. Nu poate duce decât la o stare cel mult de supunere vremelnic de frică, un fel de stare de slugă, știți cum se zice în, în pilda firului spitor, că sunt uh, robi, sunt uh, slujitorii sau argați și sunt fii. O asemenea înțelegere nu te poate face decât uh, să fii cel, uh, în cel mai bun caz, argat. Slujitorii sau sclavii sau robi sunt cei care fac de frică. Și cei mai mulți dintre noi, dacă avem o asemenea înțelegere asupra poruncii, avem poziția asta de rob, care face de frică, că cine știe ne trăznește, se spre Dumnezeu pe noi, nu ne, eu știu, ne îmbolnăvim, vine peste noi caz și atunci facem de frică porunca, ceea ce cred că nu este deloc pe lui Dumnezeu. Oricum, decât deloc, mai bine și așa, mai bine și așa. Dar nu cred că este o poziție de lungă durată. Adică, o asemenea poziție față de porunci, față de Dumnezeu, nu poate fi veșnică, nu poate fi nu are răsunet în veșnicie, are un răsunet vremelnic. Asemenea, oameni sunt cei care se străduiesc să găsească în anumite momente îngăduințe, să li se pare că Dumnezeu acum mai înțelege sau că nu vede păcatul lor sau greșeala lor sau încălcarea poruncii și se grăbesc să încalce porunca. Iar dacă nu încalcă, au tot timpul un sentiment de ofuscare față de Dumnezeu, că îi face un moft, că îi face o pretenție, că îi, face, că îi slujește că e ca un rob care toată viața a ținut exact ca fiul rămas acasă, care toată viața s-a slujit și niciodată nu mai am destul la nici măcar cu un ied împreună cu prietenii mei. Imaginea aceasta că, ești, că, Dumnezeu ți este dator și tu i-ai cu toate pretențiile și mofturile lui și că Dumnezeu ar trebui încă de pe lumea asta să-ți facă anumite cerințe. Deci Cerințele tale, rugăciunile tale nu mai sunt doar uh, niște rugăciuni, rugăminți gratuite în care Dumnezeu îți dă sau nu îți dă în funcție de binele care se ascund în spatele lor și dacă se folosește sau nu, ci El trebuie să ți dea pentru că tu i-ai făcut și ai slujit și tu faci un comerț cu Dumnezeu, faci un troc. Tu îi faci porunca și El ar trebui să îți facă în schimb, nu știu ce. Cel, cel mai, uh, cei mai mulți se, se rezumă la acest tip de gândire față de poziționare, față de porunci, iar alții merg și urcă la nivelul de argat, adică cu cât faci poruncile mai cu acrivie, mai cu seriozitate, mai cu, cu atâta urci înaintea lui, în ochii lui Dumnezeu, el te urcă în grad, îți dă tot felul de daruri, poate ți va da și împărăția, dar uh, o asemenea moștenire a împărăției ca și, ca și, uh, răsplată pentru faptele tale e greșită din start. Împărăția lui Dumnezeu și harul lui și tot ce înseamnă milostivirea lui E chiar minostivirea lui, adică nu e un Nu, e un, uh, răscu, nu, nu o răscumperi tu cu faptele tale. În rezultatele eforturilor. Eu cred nu că dacă ai face efort de la facerea lumii până acum a, să muncești neîncetat și nu poți să zici că mergi în Împărăția Cerurilor și să nu greșești niciodată să faci neîncetat porunca lui Dumnezeu și tot nu ai merita Împărăția Cerurilor. Dacă înțelegem în sensul cel mai bun al cuvântului, adică împărăția în care împărățește Hristos și adică apropierea și prezența și, a, și continua a, apropiere și continua locuire împreună cu Dumnezeu. Cine poate să spune că e vrednic să locuiască cu Dumnezeu pentru niște faptele lui sau să stea în preajma lui Dumnezeu, când în fața lui Dumnezeu până și îngerii au pat, cum să zicem, putem spune, adică au pat în sensul că în comparație cu Dumnezeu și frumusețea îngerească pălește, chiar dacă ea este excepțională. Deci, cel mult se ridică la măsura aceasta de argat oamenii, dar Dumnezeu nu ne vrea nici argați, nu ne vrea nici robi, ci ne vrea fi care să iubim și să împlinim porunca de dragul Lui. Dar mai mult decât atât, ar zice să înțelegem că poruncile sunt de fapt, exact cum sunt pe drumurile de munte, niște semne pe, pe, copaci pe, care arată pe unde trebuie să mergi și tu poți să eviți, poți să mergi pe oriunde vrei tu. Nu, te, nu, ești obligat să mergi după semnele acelea, dar asta înseamnă că poți să intri într-o zonă în care sunt animale sălbatice și acestea că Poți să cazi în prăpăstii, poți să te rănești, poți să te pierzi și să nu mai știe nimeni de tine. Deci cred că mai degrabă poruncile așa ar trebui privite și din viața mea mi-am dat seama că e singura modalitate de a nu te revolta, de a nu îl socoti pe Dumnezeu de a torție, de a nu avea această psihologie de, de, de rob, de sărăntoc, de care îi face Dumnezeu ceva și după aceea cere ca Dumnezeu să-i facă și el în schimb. E singura soluție este aceea să înțelegi că porunciile sunt sfaturi ale lui Dumnezeu, sunt rod ale dragostei Lui rugămințele lui prin care te îndeamnă să mergi pe calea aceea. Rugăminți se dovedește pentru totdeauna lucrul ăsta pentru că nu te obligă. Nu te obligă, na, niciodată nu te poate obliga, nu vrea să te oblige, te poate obliga, dar nu vrea să te oblige. Și tu poți să le faci, poți să nu le faci, nu Dumnezeu te va pedepsi și cred că aici trebuie să, să ne gândim mai bine și să avem grijă cum, cum, cum luăm lucrurile. Noi avem impresia că Dumnezeu ne pedepsește. Poate că uneori Dumnezeu ne oprește din anumite păcate, mai ales când păcatele noastre au efect asupra altora. Poate că Dumnezeu ne oprește. Dar în general ne autopedepsim, fiind păcate noi ne autopedepsim. E ca și cum dacă faci poruncă la Dumnezeu stai aproape de un foc, care e Dumnezeu. Dacă nu faci poruncă la Dumnezeu te îndepărtezi de foc și lupii te vor mușca. Adică e consecința directă. Consecința directă, da. fără, să, fără să te pedepsească Dumnezeu, Dumnezeu nu te pedepsește exact cum vedem că și față de diavol Dumnezeu are foarte multă îngăduință când vine, vin demonizații din Gadara, demonizatul și spune lasă-ne să intrăm, l-a lăsat când vine diavolul în față lui Dumnezeu în cartea lui Iov și spune să facă așa, să trec așa, Dumnezeu îl lasă adică observăm că Dumnezeu dă foarte multă libertate și că nu că până la urmă, acești demonizații ei înși se chinuiesc pe ei, demonizați demonii că strigă demonul din Gadara și zice de ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme nu era chinuit de Dumnezeu. El are frica că Dumnezeu e aspru și neîndurător și vine să-l chinuiască. Se autochinuiește prin frica și prin grijă și prin spaima lui și prin înțelegerea lui interioară. Și cred că așa facem și noi atunci când credem că Dumnezeu uh, nu are altceva de făcut decât să umble cu o condică mare, cum ne imaginăm noi, și cu un big brother care ne urmărește și dacă noi n-am făcut, el imediat trimite pedeapsa și ne pedepsește și o asemenea imagine asupra lui Dumnezeu nu poate naște dragoste față de, de Dumnezeu. Deci nu ai cum să-L iubești pe Dumnezeu acest Cel multe temi cu frică mare și cu cutremur de El, dar niciodată nu se va transforma această temere în dragostea pe care Dumnezeu o dorește și până la urmă e porunca o Iubește pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toate vârtătea, din toată inima ta. La asta nu se poate ajunge cu asemenea concepție. Din potrivă se poate ajunge ușor la revoltă, la murtoșare, la proasta idee că, proastă idee, că îl poți sfenta pe Dumnezeu, că îl poți sensibiliza ca pe zei, că poți să-i aduci tot felul de ofrande în schimb unor păcate, că poți să faci ceva în schimbul ceva, că poți să-i faci plăcere prin cine știe ce lucruri. Foarte greșită poziție și am găsit-o la foarte mulți oameni care se numesc creștini, dar tipul ăsta de gândire nu cred că e creștin, cred că e o, o, urmare a tipului de gândire politeist în care lui zeilor trebuia să-l aduci ofrande, trebuia să te faci luntre și punte ca să le intri în voie, să le faci plăcere și până la urmă în asta consta până la urmă să le, că îți vine ajutorul sau nu, nu neapărat în cine știe ce alt lucru, ci în asta, cum să te pui bine cu zeul. Și și noi avem această idee, cum să ne punem bine cu Dumnezeu, facem ceva contra Facem un păcat, după aceea zicem că-i aducem ofrande Dumnezeu speciale, alte chestii care îi plac lui. Nu mi-au plăcut niciodată lucrurile astea și mi s-a părut o moștenire veche, păgână, care s-a continuat după aceea în, în gândirea creștină. Din nefericire e atât de răspândit, așa cum spuneți printre creștinii noștri, încât foarte greu până să explici acest lucru, foarte greu să-i scoți din această concepție. Eu am folosit, nu știu dacă e cea mai fidelă analogie, am folosit analogia GPS-ului. Când vrei să mergi într-o localitate pe care nu o cunoști, la o distanță îndelungată, GPS-ul, într-o oarecare măsură, e destul de fidel, spune, în da. stânga, dreapta, aici, și chiar are și capacitatea asta când greșești, zice reconfigurare traseu, adică din nou se dacă vrei să mergi prin altă parte, poți, nu te oprește nimeni, însă s-ar putea să nu ajungi, s-ar putea să dai peste o înfundătură, sunt foarte multe riscuri, dar poți să mergi pe altundeva, nimeni nu te obligă, nu e o chestiune de așa trebuie, doar așa, juridică. Însă după ce am dat, mi-am că acum, după ce am spus această explicație cuiva, m-a întrebat un aspect, zice, de ce să cer iertare pentru că nu am făcut porunca, dacă ea îmi face mie bine, dacă porunca e pentru mine, pentru binele meu, de ce să-mi cer iertare lui Dumnezeu și de ce să nu-mi cer iertare mie însumi? Păi nu știu dacă pocăința trebuie neapărat o cerere de iertare, dacă asta înseamnă pocăința. Pocăința, până la urmă, înseamnă, până la urmă, cerere de iertare atunci când greșești lui Dumnezeu direct cu ceva sau simți tu că e greșit sau greșești unui om, îi cere iertare. Dar cred că pocăința înseamnă mai mult decât a ceri iertare, înseamnă schimbarea vieții înseamnă schimbarea minții, în primul rând, că metanos, metanoia, care în greacă, pocăința, așa se, uh -huh. se zice metanoia, schimbarea minții, adică, uitați cum m-am referit eu la înțelegerea astfel a poruncilor și a lui Dumnezeu, să schimbi mintea și altfel să înțelegi lucrurile și atunci, după vo, cu voia ta și cu, toată, și cu toată sârdia ta să vrei să mergi pe calea poruncelor, pentru că e cel mai bun drum pe care Dumnezeu ți-l Îți dorește să nu suferi. De fapt, Dumnezeu, Dumnezeu e ca și cum ne-ar spune nu vrei să suferi, mergi pe calea poruncilor, mergi pe drumul ăsta. Uh, altfel vei suferi. Ți se pare ție că îți aduce mai multă plăcere sau mai multă bucurie, nu știu ce alt drum care îți schipește mai mult ochilor și zici, wow, ce câmpie frumoasă, wow. Dar ăla te va înfunda la un moment dat și vei suferi enorm. Pe rămâne cu roțile, cum ziceți, în, da, da. în mâl și rămâi peste noapte acolo, intri într-un pericol imens. Deci, iată după ce spun eu și vei suferi mult mai puțin și vei găsi calea spre bucurie, spre fericire. Asta, de fapt, sunt poruncile și dacă omul începe să creadă în acest cuvânt, în acest lucru, el schimbă mintea, de fapt, și nu mai înțelege că Dumnezeu are niște mofturi, niște capricii și îți interzice ție niște lucruri plăcute și drăguțe pe care ar putea să le lase, dar nu ți le lasă pentru că așa are el chef și așa a hotărât el că ăștia sunt niște lucruri rele. Dar, de fapt, dacă ar putea să intre în mintea noastră creștinilor că păcatul în sine aduce atâta suferință, nu aduce suferință, aduce durere, gândiți-vă la furt, să zicem la furt. Furtul te face să ai inima păcate pentru mult timp, dacă nu chiar și pentru toată viața. Totdeauna te vei simți vei, vei, vei simți că te, te urmărește ca, ca un ochi din spate, cel puțin te vei simți vinovat față de Dumnezeu, te vei simți față de oameni. Vei avea tot timpul în spate încârcă grija asta, dacă mă voi, voi descoperi la un moment dat că eu am furat chestiile astea. Nu mai ai odihnă, nu mai ai pace, cum mi a zis lui Steinhardt, Nicolae Steinhardt. I-a zis, poți să te duci și să-i denunți în proces pe prietenii tăi și vei scăpa, dar vei avea zile bune, dar nopțile, conștiința te va mustra, nu vei mai avea noapte bună de acum niciodată. Sau poți să te duci să spui adevărul, să-i aperi, așa cum îți spune conștiința și zilele îți vor fi mai grele, dar nopțile vor fi excepționale în sensul că îi putea să dormi cu capul pe perna ta. Exact așa, furtul, miciuna, ă, orice altceva, desfrânările, cu toate complicățenile, cu toate acestea te duc la atâta tulburare, atâta neliniște, atâta spaim, atâta grijă, toate trebuie susținute cu noi și noi proptele. O minciună pe care ai spus-o nu știu când trebuie să o sprijin, când te întâlnești cum omul ăla, trebuie să ții minte ce ai mințit ca să minți în consecință și să sprijini în continuare minciunea aceea. Că. După aia să vezi că l-a vorbit cu celălalt, l-ai fi spus alt lucru și l-ai spus tu. Cum faci să le brodezi toate ca să fie și să tu să e foarte bine? Chinuitor. Și asta e foarte chinuitor. Asta de fapt mi se pare că este diferența dintre noi și copii. Când zice Dumnezeu de nu veți întoarce să fiți asemenea copilor, nu veți intra în împărăția. Copilul nu are spaima asta, e curat. Curăția aceasta, nu neapărat naivitatea lor, nu neapărat neștiința lor îi face să fie vrednici de împărăția celor, ci această curăție, simplitate, această lipsă de muncire. Că muncile astea sunt începutul muncilor iadului. Pur și simplu încep de acum să trăiești un fel de iad de muncire. Ori Dumnezeu vrea să nu intrăm în această durere. Asta e o durere. Ce să mai zicem că sunt și urmări exterioare și ale legii și ale oamenilor și ale problemului public și ale... Deci, un, un, dezastru. Cine merge pe calea, pe calea neținerii poruncilor să se pregătească de durere. Noi, în general, zicem, ai, cine merge pe calea poruncilor să se pregătească de durere, că nu o să ai nicio fericire. Ba, din potrivă. Cu dreaptă măsură o să, o să aibă bucurii, dar care se vor mări, se vor mări treaptă cu treaptă și vor ajunge la bucurii mari. Pentru că conștiința rămânând curată și lucrurile cele mai mici care de fapt nu sunt mici, faptul că, de exemplu, de ce trebuie să trăiești un an de zile în spital nevăzând cerul, ca după aia când ești afară să fii extaz, că ai văzut cerul și că mergi, de ce trebuie să... Un suflet care se apropie de Dumnezeu ținând poruncile devine astfel tot timpul, fără să fie nevoie să-ți stea un an în spital sau să aibă lipsuri mari, ca după aia să se simtă foarte bine când are de toate și nu-i lipsește nimic. Nu e nevoie să treacă prin toate acestea. Ținerea porunciilor te face să-ți să deschizi ochii larg spre Dumnezeu și spre lume și să ai bucurii nespuse din lucruri de, care par de nimic aici, dar nu sunt de nimic. Sunt foarte importante, sunt esențiale, de fapt, de pe care noi nu le vedem altfel, nu ne interesează. Uh -huh. Da. De, de aceea zic, cred că trebuie, țin, trebuie ținute porunciile acestea pentru de dragul și crezând Lui Dumnezeu. Știți că există în, în Evanghelie cuvântul acesta să avem credința Lui Dumnezeu, nu credință în Dumnezeu. Traducerea așa ar fi, credința lui Dumnezeu și înțelesul este că Dumnezeu are atâta credință în noi, are încredere în noi și dovadă clară. De o sută de ori renoim cu el din nou uh, legământul, prin nouă spovedare, prin nouă pocăință și el ne ia de serios și ne pune iar pe cale și iar ne crede și iar ne împărtășește și iar ne... Și noi iară cădem și noi, noi -am, am lăsat de șapte-opt ori un asemenea om, cei mai buni dintre noi și după aia am nu mai, cu asta nu am încredere. Și Dumnezeu, și are încredere în tine, are o încredere nebună. Uneori mă gândesc, cum poate Dumnezeu să aibă tăi încredere în noi? Cunoscând noi preoții, poate că și alte categorii, poate și polițiștii și avocații, văd partea cea mai întunecată și, și, mai frumoasă în om, dar și cea mai întunecată. Și de mii de ori îi spui omul acela, nu mai faci, nu mai și vezi cum el cade și tu cazi în tot felul de păcate. Păi nu mai ai nicio încredere în tine și te gândești, oare Dumnezeu ce mai vede în mine? Că eu nu mai am nici nicio încredere în mine, nu mai am sau un om în general. Ce mai vede el bun în oameni? De totuși, totuși, nu numai că are încredere, ci își pune și viața și sufletul și moare pentru noi. Incredibil. Și într-o agonie până la sfârșitul lumii pentru noi, ca într-o răstignire neîncetată. Incredibil. Ce poate să... Ei, asta e credința lui Dumnezeu în noi. Să ai tu asemenea credință în Dumnezeu, adică să-L crezi pe cuvânt pe Dumnezeu și să-L crezi în porunci. Dacă Dumnezeu mi-a spus asta, înseamnă că știe El ce zice și că e cel mai bine pentru mine să crezi pe cuvânt. Mai ales că Mântuitorul zice, cel ce, vrea, cel ce mă iubește de mine, ține poruncile. Deci dacă vrei să-i dovedești lui Hristos că îl iubești, trebuie să -ți ții poruncile, adică să ai încredere în cuvântul Lui. Ceea ce mi se pare extraordinar. Și totuși noi avem un doel mar și zicem, ce vrea Dumnezeu, de ce vrea să mă ține, de ce mă închidem în poruncile astea. Când ele sunt poate singurele căi spre fericire, singurele. Restul toate duc la durere. Credeți că i-ar fi fost mai ușor omului dacă Dumnezeu i-ar fi explicat fiecare poruncă la ce ajută sau i-ar fi explicat rațional să înțeleagă dacă face asta, e. se întâmplă așa? Nu. Pentru că acestea sunt la îndemâna noastră a tuturor și cred că răspunsul e același ca în pilda lui Avram, a bogatului și, și al săracului Lazar. Și dacă ar învia cineva, nu vor crede. Și e. dacă ar fi explicat Dumnezeu Toată istoria, pe toți pereții lucrurile astea, și oamenii tot n-ar fi crezut. Cine nu crede în puțin, nici în mult nu crede. Adică nu. Nu. Da, fiindcă mulți își pun întrebarea aceasta, luăm orice porunc ar fi, să nu desfăunez bună oară, Și se întâmplă la foarte mult și zic, da, de ce nu mă lasă Dumnezeu să simt plăcere? Ce are Dumnezeu cu plăcerea mea? N-are nimic. Că, pentru că plăcerea irresponsabilă și. Uh, făcută după instinct după pornirea hormonală uh, și după zbucnirile inimii duce la dureri nesfârșite, în primul rând ale celor de aproape. Tu ți-ai luat o soție, să zicem, și ai lăsat-o pe ea sau nu-ți și trăiești în desfrânare. Durerea acelei femei, durerea inencetată, durerea copiilor care și ei sunt acolo la mijloc undeva și se simt neglijati și lăsați deoparte. Și toate acestea duc... N-ai cum să ai tihnă și odihnă cât alții suferă în jurul tău. N-ai timp să suferi, n-ai timp pentru de dragul, n-ai cum să fii tu fericit când e, ți se pare că aduci bucurie cuiva, dar aduci tristețe a cuiva. Deci, e eu, o eu, eu pânză neîncetată de dureri pe care aduci în lume prin fiecare păcat mm -hmm. și. când aduci asemenea dureri, îți, îți te învelești într-un blestem, nu știu cum să spun, te învelești într-o durere. Ce faci, te face. Aduci durere, faci durere, produci durere. Ți se întoarce. Ți se întoarce. Da, există o lege duhovnicească, da. semeni furtuna da da Mi-am de maica a Vlad că venise un tânăr la ea și zicea că nu vrea să uh, fie cu Dumnezeu fiindcă nu lasă să facă ce vrea și ea întrebase ce îți place. Și eu zic să fumez, să beau, să merg, să fac. Și zice, le-ai făcut toate astea? Da. Și ți a plăcut? Da. Ce ai cu Dumnezeu? Zice, ce ai cu Dumnezeu? te lăsa să simți plăcerea, nu ți-o lua fata din brațe, nu ți-o lua sticla din mână, ce ai cu Dumnezeu, ești bucuros? Zice, nu prea, păi vezi? Deci cumva în zona asta ar trebui, fiindcă nu ne oprește, asta să se simțim da. orice plăcere vrem noi, să facem absolut orice vrem. Dar la sfârșit, dacă nu mai simți bucurie, să nu mai dai vina pe el, că omul ăsta are tendința ajunge în groapa de care zice și tot Dumnezeu e vinovat că simte asta. Cred că schimbarea cea mare a me a, noi, a minții noastre este aceea de a crede că Dumnezeu ne-a zidit că ne dorește să, să fim fericiți, nu ne dorește să ne nu vrea să ne chinuiască. Că Dumnezeu ne-a zidit și el este ca un meșter care știe potențialitatea obiectului pe care l-a făcut, aparatul pe care l-a construit și în ce condiții acest aparat va fi la maximum, în bucurie, în tot ce trebuie să fie, în potențialități. Și că el ne spune, uite, așa se ajunge la fericire, pentru că nimic nu este alta voia decât a lui Dumnezeu, decât să ne mântuiască, să ne. și a te mântui înseamnă a moșteni viața veșnică și a fi viața veșnică înseamnă viață fără de hotar. Că noi confundăm totuși. Și zicem viață veșnică, ne gândim la partea temporală a vieții. Să trăiești veșnic, pe ca să trăiești veșnic, de fapt, fără de hotar ar fi traducerea cea mai bună. O viață fără hotar înseamnă fără hotar în toate, în toate. Adică ca și capacități, ca potențialități imense, ori ca să fie așa... Nu mai Dumnezeu știe să te ducă pe calea aceea și El îți arată ca un meșter care știe ce trebuie să facă și știe unde e calea ta. El îți spune fericiți și ai blânz. Sigur e așa. Dar și noi recunoaștem. Când ai fost mai fericit? Când ai dat sau când ai luat? Sigur când ai dat. Fericiți și ai milostivi. Doamne câte fericire se ascunde. În... Dar noi o recunoaștem că zicem uh, cântăm pe toate posturile de radio îndrăgostirile și iubirile noastre. Ce înseamnă să iubești? Să te uiți pe tine însuți. În sfârșit ai avut un moment în care te-ai uitat pe tine și a fost altcineva mai important decât tine. Acea amintire că te-ai uitat puțin pe tine însuți, nu poți să uiți toată viața jocând pe toate câmpurile. Dumnezeu ne spune, cel ce vrea să vină după mine, să se lepe de sine, să se uite pe sine. Dacă, dacă am fi sincer puțin și am, și privi așa poruncile, am vedea cât adevări și noi și ne, ne dăm seama că așa e. Că n-a fost niciun moment mai fericit decât atunci când am făcut porunca lui Dumnezeu, când ne-am uitat pe noi și când te uiți pe tine și voluntari, faci voluntariat undeva și te dăruiești și oamenii sunt bucuroși, și, păi nu poate să fie fericire mai mare decât când îți aduni averi, bani, glorie, titluri și te aduni acolo tu singur și cu toată lumea te urăști și te, te uiți urâi la toți că ți se pare că te urmăresc, că îți doresc rău, că vor să-ți tragă din folosul tău, nu ești fericit. Nu da. ești fericit. Dumnezeu vrea să ne spună acest lucru, omul nu crede. Păcat, pentru că nu avem prea multe vieți ca să ne dăm seama că am cam greșit-o. Avem numai una și și aia poate chiar scurtă. Da. Eu zic să-L credem pe cuvânt pe Dumnezeu. Nu are rost să umblăm o jumătate, trei sferturi din viață, să dăm lumii și părerilor noastre tot vinul cel bun și să lăsăm Dumnezeu la sfârșit niște drojdie propădită a vinului și să zicem că, Doamne, acum fi mulțumit cu ce, că, acum am înțeles, da, așa e. Dar una e să, 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 crezi și să urmezi poruncile lui Dumnezeu atunci când ai putea să faci face toate nebunile și nu le faci pentru că asculti poruncile lui Dumnezeu. Și alta e să urmezi poruncile lui Dumnezeu când nu mai poți face nimic, că ești bătrân, bolnav și neputincios și acum vrând nevrând. Ce să faci? Nu, no, Dumnezeu ți să mai rămas. Și de ce s-ar mulțumi Dumnezeu totdeauna numai cu drojdia și am crede că îi facem și o mare cinste că îi dăm? Da, da. E bine și atâta, dar mari, mari, sunt cei care își aduc aminte de Dumnezeu din tinerețile lor și cred lui Dumnezeu de la început. Da, noi suntem într-o anumită măsură, mă gândeam că de de, de copii, ca și copiii, cum nu avem încredere în Dumnezeu, cum nici copiii nu au încredere în părinți. Mama mai spune, mai întâi temele, acum nu mai mâncăm zahăr. Da. Ce face copilul? Plânge, nu vrei, nu mă iubești, nu mă lași, nu se răzvrătește. Exact așa Trebuie se să trebuie. treacă te... poate de multe ori 20-30 ani să înțeleagă. De fapt, ei mi-au vrut binele, m-au iubit, așa, cum am înțeles ei, dar m-au iubit și... Și așa faci și tu cu copiii tăi după aceea. Și, da, da, la Dumnezeu e și mai grav în sensul că părinții măcar mai au loc de, mai pot greși, dar la Dumnezeu, dacă Dumnezeu există, El nu poate fi decât iubire. Nu poate fi un Dumnezeu complexat, nu poate fi un Dumnezeu îngust, înghesuit, mic, zgârcit, neputincios, acela nu-i Dumnezeu. Dacă în el încape frică, apare, încape spaimă, nu poate fi Dumnezeu, are limite. Deci, dacă Dumnezeu există, el nu poate fi decât desăvârșit, nu poate fi decât bun și infinit ca dragoste, și atunci ce să-l crezi pe cuvânt? De fapt, cred că de aici începe credința în Dumnezeu. Crezi într-un în de Dumnezeu? Da. Dumnezeu tău a murit pentru tine. Mai ai vreo îndoială față de el? Nu. Atunci crede ce spune el. Și da. ei, Evanghelia, citești capitolele 5, 6, 7 din Matei, care îți predică de pe munte, de închinte esență ce zice asta, că să fac așa, că să fac minunăsteni așa că să nu mă mândresc, că să nu fac de fațadă, că să, să urmez chestiile astea. Și încerc să le urmezi. Sigur, vei începe să simți bucuria. Părintele Teofil Părianu avea chestia aceasta și spunea că venea oameni la el și zicea că Păi și părinte, ce o să am dacă țin poruncile? Ca așa am și o fericire că fac chestia aia, nu știu ce. Măi, băiete, zicea părintele. O să ai bucuriile credinței, măi, zicea. Tu nu știi, tu nu le-ai gustat. Tu știi ce bune sunt bucuriile credinței și vorbea de bucurile credinței și când mergeam pe la el și mai venea câte unul care nu ținea un, sau chiar o monadă la mănăstire că nu știu ce, încălca un cuvânt, zicea mă, ăsta n-a cunoscut bucurile credinței uh -huh. și pentru el bucuria credinței era bucuria ascultării de Dumnezeu, bucuria și care după aceea rodea într-o bucurie interioară care nu se compara cu bucuriile obișnuite ale lumii și cred că oamenii care încă n-au ținut poruncul la Dumnezeu să o țină măcar de formă, șase luni, să uite, uite, o să o țin șase luni, așa, fac experimentul ăsta, că tot se fac tot de experimente și tot țineți șase ani de facultate la medicină, trei ani de facultate, nu știu unde, patru, le dați lumii și tuturor teoriilor, dați șase luni Dumnezeu și țineți poruncile, că vrei, că nu vrei, ținele. le și să, o să începeți să simțiți bucuriile credinței o anumită curăție interioară, o, anumită, o să-l cunoaște, o să mă întâlniți cu Dumnezeu într-o anumită măsură și aceste bucurii sunt atât de mari încât copleșesc bucuriile celelalte. Cred că asta e singura soluție, să-l crezi pe Dumnezeu pe cuvânt și să încerci să ții măcar o vreme poruncile lui și cred că după ce le ții, măcar o vreme, vei avea aceste bucurii ale credinței care, de fapt, te scot din... te fac să ai putere să le ții după atunci restul vieții sau să te stăduiești să le ții. Da, asta e foarte important de reținut ce a spus acum, faptul că omul de regulă, cel care e antrenat în bucuria cu ghilimele de regoare care vine din plăcerea păcatului, când începe să practice poruncile lui Dumnezeu, bucuria nu vine chiar imediat. Da. E nevoie de un pic de silință, să te silești să le faci, dar să nu te lași măcar o perioadă să-ți acorzi foarte bine a zis, oricum atât de multe experimente facem în 10 pași să fim fericiți în 12 da, 6 săptămâni ca să nu știu ce terapie pentru nu știu da, ce. atât să, să dăm, haide să îl pun la încercare pe Dumnezeu să văd, dacă după 6 luni nu simt bucurie, atunci mai pot să da 6 luni să practic totuși, da, da. Părinte Ciprian, vom lua o scurtă pauză muzicală cu câteva colinde și vom reveni în direct apoi. Dragi radioascultători, am revenit în direct împreună cu părintele Ciprian Negrianu, duhovnicul Ascor, și acum, astăzi, la Sfânta Liturghie s-a citit din Evanghelistul Luca despre Dregătorul Boga și despre păzirea poruncilor. Prima dintre întrebările pe care v-aș pune acum este următoarea. A zis anterior, în prima parte a emisiunii, că Dumnezeu, dacă există și el există, el nu are niciun fel de complex și niciun fel de limită. Da. Ce ne spuneți despre rugăciunile pe care noi le faceți? Bună oară, într-o de umilință, zice, nu te mânia pe noi foarte, ca și cum Dumnezeu s-ar mânia și -a, da. cumva noi rugăm totuși nu te mânia. Sau în anumite rugăciuni, mi-amintesc o rugăciune de la Sfântul Maslu, în care zice, că, care pedepsești și iarăși tămăduiești. Da. Și noi tot, tocmai am stabilit că Dumnezeu nu pedepsește. Care ar fi înțelesul corect al acestor rugăciuni? Pe, în primul rând, Dumnezeu s-a smerit înainte de a se smeri, adică relația lui cu oamenii este nencetat de smerenie. În altul Bartolomeu spunea că atunci când vorbești cu un copil, ori îl ridici în brațe sus la nivelul tău și vorbești cu el, ori te cobori la nivelul lui și vorbești cu el la nivelul lui. Și el zicea că noi, oamenii rari, doar din când în când câte unul, putem să fim ridicați de Dumnezeu la nivelul, niciodată la nivelul lui, dar măcar mai sus. Deci, cele mai multe ori, în nesfârșite situații și cazuri, Dumnezeu se coboară la nivelul omului și el nu s-a smerit numai prin faptul că, prin această chinoză, că s-a făcut om și uh, a luat toate ale omului, în afară de păcat. Și a trăit între noi, și a mâncat cu noi, și a dormit în, lângă alți oameni, și a vorbit cu alți oameni, și a trebuit să meargă la toate necesitățile omenești, simple, și a, a avut și el parte. Și uh, cumva, o primă zmerenie, o altă zmerenie a al lui Dumnezeu este aceea că s-a lăsat cumva prins în cuvânt de om la măsura omului. Și nu l-a jertat pe om. Adică omul înțelegea anumite lucrurile, al lui Dumnezeu ca pe mânie și Dumnezeu nu i-a stat. Când, când David i-a zis, Doamne, nu te mânia pe, pe, mine foarte, așa, el nu i-a zis, stai așa că nu-i mânie, să explice mult acolo, să zic, nu, aceste lucruri le înțeleg oamenii în timp, poate în generații, poate, poate, trebuie exact cum, de exemplu, cinstirea Maicii Domnului și măsurile ei ca măreția ei înaintea îngerilor și cinstea pe care o are ea în fața Dumnezeu a trebuit să treacă generații și generații de creștini ca să înțeleagă N-au înțeles-o de la început, nici măcar apostolii. Au trebuit sute de ani ca să înțelegem această măsură, Măreția Maicii Domnului. Uh, și sunt multe alte lucruri care s-au lămurit în timp, a fost o lucrare lui Dumnezeu, exact cum zice Mântuitorul, uh, acum nu le puteți cuprinde toate, nu puteți purta greutatea cuvintelor, ci Duhul Sfânt va veni și vă va spune vouă toate. Dar asta se fac în timp, exact cum și liturgia n-a fost de la început așa. A fost o adăugire încetul cu încetul și toate a fost o lucrare lui Dumnezeu. Și așa este și la această raportare la Dumnezeu. Uh, Dumnezeu are această zmerenie în care acceptă că un om îi spune mai pedepsit și. pentru că omul, omul face pe Dumnezeu la, după chipul și asemănarea sa. E foarte greu să se facă omul după chipul și asemănarea Dumnezeu, dar e foarte ușor să-l aduci pe Dumnezeu, să-l faci după chipul și ta și să ai impresia că dacă tu te mânii și Dumnezeu sigur se mânie, dacă tu te tulburi și Dumnezeu sigur se tulbură, dacă te-ai supărat și Dumnezeu sigur s-a supărat, că Dumnezeu trebuie să stea ca și noi pe un tron și să judece, că Dumnezeu nu face așa. Și toate acestea Dumnezeu le-a acceptat. E un fel de smerenie, de chenoză ca să poate comunica cu omul. E ca și cum uh, uh, tu, să zicem, fiul tău, fica ta, crede despre tine că ești un om aspru, despre tine ca tată sau despre tine ca mamă. Mm. Că ești un om, uh, eu știu, că nu o înțelegi, că nu îl înțelegi. Și uh, ție-ți e atât de drag să vorbești cu el sau cu ea încât uh, nu mai contează că ea zice, da, știi cum ești tu nepăsător față de mine, nu știu ce și nu știu cum. Nu mai stai să insiști asupra lucrurilor acestea. E bine că veniți acasă și că vorbești cu el. Acesta le va înțelege în timp că nu e așa și gesturile pe care le-a făcut tata sau mama pentru care ea crede sau eu crede că din cauza nepăsării tale sau din cauza mâniei tale sau... o să le înțeleagă mai târziu că sunt din dragoste dar nu, nu insiști acum, nu ți pui tu, lasă, spun eu că e dragoste. Asta trebuie să înțelegi tu dacă vrei să o înțelegi. Și de aceea Dumnezeu a făcut foarte mult pogărământ și a îngăduit măsurile omenești. Și nu s-a supărat că noi l-am numit mânios, că l-am numit, eu știu, trist, că l-am numit răzbunător, că l-am numit, de fapt, toate aceste lucrări ale Dumnezeu pe care noi le-am numit la măsurile noastre, sunt, au alte origini, au alte, au alte virtuți ale lui Dumnezeu, lucrările lui Dumnezeu, atributele lui Dumnezeu care de fapt se manifestă nu, nu și care toate cumva se cuprind în dragostea fără a lui Dumnezeu față de noi. Exact cum faptul că tata, de exemplu, -mi țin minte și acum, mă tot duceam la un sertar cu medicamente când eram mic și tot umblam pe acolo și atât atâta mi-a zis bunicul meu, nu mai fă asta, nu mai fă mă băiete, nu mai fă mă băiete și până la urmă mi-a dat două ce pe la fund și nu m-am mai dus acolo. Dar asta m-a salvat, pentru că erau medicamente care puteau să mă ucidă. Pentru mine atunci era bunicul cel rău, care mi-a vrut rău și nu știu ce, dar de fapt asta m-a salvat și acum când mă gândesc, o, a avut dragoste față de mine. Okay. A avut dragoste. E Așa de multe ori anumite gesturi lui Dumnezeu, noi le interpretăm după mintea noastră, dar de fapt ele sunt o lucrare lui Dumnezeu și a schimbat Dumnezeu lucrarea cu noi și o schimbă într-un fel sau într-altul la măsura la care să-l putem să-l putem înțelege și să-l putem urma. Da, cu ghilimele de să-l putem accesa. Acum vorbește pe limba da, noastră. Da, da, da. Așa, în, în ultima parte mă gândesc să abordăm puțin și Evanghelia pe care am citit-o la început și o întrebare pe care mă gândesc să vă pun este următoarea. Domnul întreabă, așa, după ce el, dregătorul, îi zice ce să fac ca să moștenesc viața de veci, Domnul întreabă dacă face poruncile și zice, știi poruncile, să nu se săvârșești adulteri, să nu uci, să nu furi, să nu mărturisești strâmb, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Deci primele cinci porunci da. din decalog. Ultimele. Ultimele cinci porunci din decalog. Eu m-am gândit că poate sunt o înșiruire a Evangelistului Luca care zice să nu săvârșești, să nu faci și cumva nu se mai continuă. Aceasta ar fi interpretarea sau are există și un alt înțeles? Primele patru porunci pe care Mântuitorul nu le-a pus, acestea sunt porunca a cincea, care le-a pus Mântuitorul porunca a cincea, a șasea, a 7 a opta, a noua. Iar a zecea se subînțelege în spatele acestor, acestor porunci, să nu dorești nimic din ceea ce are aproape de tău, se subînțelege cumva în ele, pentru că a nu fura. Uh, și de ce... Primele patru nu le pune Mântuitorul pentru că se presupunea cumva, dacă el a alergat cu atâta uh, Cinste. Dacă, probabil, felul cum era îmbrăcat, faptul că era dregător, faptul că avea cinste în fața oamenilor, se presupunea că crede în Dumnezeu, vrea să-L urmeze pe Dumnezeu, ține poruncile legate de ziua Domnului, ține poruncile legate de uh, cinstirea sâmbetei și de mersul la templu și toate celelalte și că le ține. Și atunci a, i, i le-a pus următoarele, care, care sunt discutabile sau nu că sunt discutabile, care pot fi făcute, pot să nu fie făcute, pot să le faci Poți să nu le faci în taină Partial. sau să greșești. Da. Și atunci i-a pus pe acestea. Eu, de fapt, cred că sunt trei trepte pe care Dumnezeu ni le pune în față pentru fericire. Că ce înseamnă, de fapt, să moștenești și împărăția celor? Să moștenești bucuria de acum, să ai de acum un sâmbură de bucurie care mai târziu va dospi toată frământătura și vei, vei moșteni împărăția bucuriei și a veșniciei. Ce înseamnă? De fapt, Dumnezeu ne dă o cale spre fericire, spre bucurie. Și prima treaptă este, sunt poruncile acestea pe care Dumnezeu nu le pune, poruncile legătura, legătura cu Dumnezeu. Și, de fapt, care e bucuria până la urmă? Bucuria este să, să, nu, te, să nu fii muncit interior de gânduri, de frici, de spaime. Asta, asta, e muncirea cu care vom fi muncit și în, și în iad, dacă vom ajunge la Doamne Ferește acolo, în sensul că cu asemenea muncire era muncit bogatul, care nu era cu trupul în, rai, în, iad, era cu sufletul și el ardea într-o văpaie a muncirii de conștiință, a unui vierme de gând neîncetat care îl muncea. Ei, Dumnezeu ne dă două, trei trepte în care să scăpăm de această muncire. Prima este să crezi în Dumnezeu, că de fapt primele patru porunci sunt reportarea la Dumnezeu, să crezi lui Dumnezeu, adică cine crede lui Dumnezeu, crede în Dumnezeu că Dumnezeu e milostiv, că Dumnezeu e dragoste, că Dumnezeu ne iubește, ne a zidit din dragoste, un asemenea om începe să aibă liniște în tot ce îi se întâmplă. Altfel, totul este pericol, totul este grijă, totul este spaimă, ce va fi, Aos, cum va fi. Da. Dacă nu va fi, dacă, dacă știi că ești mâna lui Dumnezeu și El te crotește și El te iubește, Oricât de grele ar fi situațiile, nu te muncesc așa de mult. Ai sâmbură de pace. Deci să e prima treaptă a păcii. A doua este ținerea poruncilor, pentru că acestea, toate, cum am zis, uh, sunt în legătura noastră și cu noi înșine și cu Dumnezeu, dar mai ales cu aproapele, unde se construiește o, ca o pânză de gânduri, de spaime, de griji. Am ce să spun acum. Cum să spun? Uh, cum să fac să ies mai în evidență în fața celuilalt? Cum să fac să mai iau din avutul lui? Cum să fac să... Doamne, o nesfârșită tulburare acolo. Și deci ne ferește Dumnezeu de a doua, a doua parte grea care ne-ar munci îngrozitor. Și o a treia aș zice simplificarea vieții. Dă tot ce ai, nu neapărat. Aici la el, la acest tânăr, o spune așa foarte dur, pentru că el cu prea multă ușurință, toate le-am ținut în tinerețe, le știu. Că... E foarte greu să zici așa ceva. Cine poate să spună că n-a desfrânat? Măcar cu mintea. Cine poate să spună că n-a furat nimic niciodată și era bogat? Se poate așa ceva, ține poruncile și el cu atâta ușurință, ține, le-am ținut, nu, nu cred. Cine poate să spună că i-a cinstit totdeauna pe părinți? Deci se simte o superficialitate la omul ăsta și atunci când spui cu atâta ușurință, atunci Dumnezeu îți dă are ceva astranșant. Da. Dar, de fapt, a treia, a treia etapă este simplificarea vieții, ceea ce încearcă monahi. Simplică viața ca să nu se consume, ca să nu se tulbure. Cu cât ai mai multe alegeri și posibilități de alegeri, cu atât ești mai consumator, am și și el trebuia. Monahul nu mai are problema asta alege, face ascultare și gata, se simplifică viața lui. Nu mai e muncirea conștiinței. Uh, și toate celelalte, avuțiile, te stresează totdeauna, ce fac, cu cât ai mai mult, cu atât te gândești, cum investesc, ce fac ca să le țin, cum să le întrețin, cum să... Nu mai ai problema asta. Deci mi se par acestea trei trepte la care Dumnezeu ne invită. Prima dată, legătura cu Dumnezeu, fundamentală, pe care se zidește totul și pe care începe pacea, Ținerea poruncilor acestora legături cu oamenii, care de fapt e foarte importantă, pentru că altfel nu-ți găsești pacea dacă nu le ții. Și a treia, simplificarea vieții. Și pe că aceste trei trepte ne cheamă Dumnezeu pe toți, nu numai pe tânărul acesta. Și simplificarea în orice condiție o putem face și noi. Să ne prioritizăm lucrurile importante și să dăm valoare lucrurilor importante din viața noastră spiritual vorbind și se simplifică și prin faptul încrederii și credinței în Dumnezeu. Se simplifică foarte mult lucrurile. Dacă ai încredere că Dumnezeu te ocrotește, te ajută, este alături de tine, nu te urăște, nu te caute ca un big brother răutăcios care vrea să te pedepsească, ci te caute cu drag. Dacă crezi aceasta, viața ta se simplifică de la sine. Da, e foarte interesant ceea ce ați menționat în prima parte despre acea expresie, credința Lui Dumnezeu. Da. Deci exact ca și credința Lui nu vom ajunge, dar da. trebuie să fie un deziderat al vieții. Și de mie mi se pare atâta credința Lui Dumnezeu în noi, părinții din vechimea greci spuneau, credința e maniacală, e nebunească, iubirea nebună a Lui Dumnezeu față de noi, de neînțeles, de neînțeles incredibil, nu, nu înțeleg, de mic eram uh, obsedat de cuvântul ăsta și l-auzeam uh, eram fiul de preu, am fost fiu de preu și auzi, mergeam la slujbe și auzeam uh, iubitorul de oameni, iubitorul de oameni și asta m-a obsedat. De cine a iubi Dumnezeu? Nu vedeam nimic atât de frumos la noi încât să ne iubească. Mie, mi, se părea natura mult mai frumoasă, mi se părea totul mult mai frumos. Și totuși, uh, cuvântul nu cade. Este iubitor de oameni, că om s-a făcut, nimic altceva nu s-a făcut, nici înger s-a făcut om. Iubirea aceasta a lui Dumnezeu față de omul acesta care l-a răstignit, care l-a bajocorit, care nu l-a înțeles, care l-a disprețuit, mi se pare și, și care îl hulește în continuare, că nu cred că este un nume mai bajocorit în decursul istoriei decât totalul al lui Iisus Hristos. Și iubirea lui față de noi e de neînțeles. Și dacă ajungem la credința lui noi, să ajungem noi credința în el, cum are el credința în noi, mi se pare. Și totuși, Părinte Ciprian, de ce nu îl credem pe cuvânt? De ce nu ne încredem și de ce nu îl credem pe cuvânt? Dacă Dumnezeu a zis bună să nu juri strâm, să nu furi, totuși omul de ce încă își pune, are îndoieli? Pentru că cred că se pleacă de la această înțelegere greșită că Dumnezeu de fapt e un bătrân mofturos, un stăpân care are niște pretenții și tu trebuie să te supui și atunci ca orice supus încearcă să se fofileze, să găsească alte soluții, să-l mintă să... și atunci nu-l crede pe Dumnezeu. Se folosește de toți cei care pun la îndoială existența lui tocmai pentru că atunci o poți să nu ții, poți să fii fericit, se folosește de oricine dintre cei care sunt slujitorii lui Dumnezeu ca să vadă că uite și la a păcutit, uite și la n-a ținut, ținut post, uite și păi atunci uite nu l-a Dumnezeu, deci hai să fac și eu și de aceea acești oameni sunt adevărați căutători disperați pe internet, pe televizor a păcatelor ierarhiei, a păcatelor preoților ca să-și găsească o dihnă, să zică că și el poate să facă, și să-i dea să-i facă și să-i atragă atenția lui Dumnezeu că ce, pe ăla nu l-ai pedepsit și slujitorul tău și pe mine, lasă-mă, dă pace, îmi țier mie să țin eu. Dar din acest tip de gândire tip, greșită, acest tip de raportare greșită la Dumnezeu, se naște deci tot, tot timpul raportarea sau percepția greșită asupra lui Dumnezeu duce în consecință și la o practică greșită și spirituală. Concepția greșită despre Dumnezeu este de la, de la cârma minții a totul, cu zicea Părintele Arsenie Bogă, care e meni mâine, uh, concepția greșită despre Dumnezeu este uh, răul absolut. Uh, concepția bună despre Dumnezeu, în consecința adevăratei învățături de credință, este a Raiul pe Pământ. Cine are este începutul Raiului, încă de aici. Cine are această concepție bună despre Dumnezeu, așa cum este el cu adevărat, sau măcar sâmburile acestei concepții, nepervertit, începe să trăiască Raiul, încă de aici. Da. Și Evanghelia se termina așa: tânărul sau dregătorul fiind de dezamăgit, cumva și văzând că nu poate să pună în practică, zice că nu poate să-și vândă toată bogăția. Deși, în o v-aș mai pune totuși, zice că le vinde toate. Oare nu e cam exagerată exigența asta lui, lui Dumnezeu? Eu, dar numai lui a zis asta, Nimănui nu al cuiva. De ce? Pentru că, a, în primul rând, a venit cu o rugăminte absolută. Cum să fac să domnesc, ca și cum ai putea da tu ceva la schimb. Era o greșeală plină de mândrie. Ai putea tu ceva la, da la schimb ca să poți să primești viața. Ce bine să fac, deci hai să fac eu un bine ca să primești în schimb viața veșnică. Era o greșeală absolută. Viața veșnică e un dar pe care cum ziceam, dacă ai trăit toate viețile la un loc, ale tuturor oamenilor și ai face tot efortul posibil o veșnicie și nu meriți o frântură din viața veșnică, ceea ce la mintea omului nu s-a suit, la inima omului s-a suit, mintea n a putut să să și imagineze. E ceva mai presus de orice înțeleg românească, și e până la urmă Dumnezeu, până. Îl moștenești pe Dumnezeu, noi îl moștenim pe Dumnezeu. Devenim, devenim familia lui. Noi nu merităm niciodată acest lucru. Și pentru că asemenea mândrie și după aceea mândrie dublată, iarăși Mântuitorul zice simplu: Ține poruncile. Și el repede trece peste și vedea să mă era în fața oamenilor. Vine uh -huh. în fugă, se aruncă în genunchi, zice în alte celelalte evanghelii se vede mai clar. Uh, se aruncă în genunchi, spune, învățătorule bun, vă dați seama că o fi fost tare dacă au reținut toți apostoli. Uh, ce bine să fac ca să moștenesc, adică în fața tuturor. Și Mântuitorul se uită cu blândesele, cu serenitate, se bucură de el și zice, bine, îi vede mândria, dar în același timp zice, bine, ține porunciul și el trece prin ele ca frața prin apă și zice le-am ținut din tinerețile mele, asta în fața oamenilor, toate le-am ținut, vă dați seama ce... cine îndrăznește să spună cine are atâta curaj să spună cu atâta ușurință, că nimeni totuși ar zice, bine, voi ține ce frumos ar fi fost dacă el ar fi zis, bine doamne, voi ține ar fi fost cu totul altfel pilda asta și Mântuitorul s-ar fi uitat cu drag la el până la sfârșit și cred că l-ar fi binecuvântat și binecuvântarea lui Dumnezeu ar fi fost uh, ajutor imens pentru el, exact cum Petru, dacă atunci când i-a zis în noaptea aceasta, toți mă veți părăsi ca să se împlinească cuvântul, bate voi păstorul, se va, împlini, se va risipi turma. Și, și Petru a zis, Doamne, dacă toți te părăsesc, eu nu, ca și cum a zis, ăștia sunt niște amărâți, dar eu pf, cu tine și -n... Și zice sunt eu Gură de Aur, dacă ar fi zis Petru, da, Doamne, te cred pe cuvânt, dar roagă-te pentru -mi mine ca eu să nu, ca te rog, vreau să fiu alături de tine. N-ar fi căzut Petru, n-ar fi căzut Petru. Și poate ar fi ajuns Petru să fie răstinit împreună cu Mântuitor. Ce se întâmpla dacă un ucenic al lui Hristos, atunci când l-au găsit în curte, să fi zis, da, Doamne, sunt și eu. Da. Ce mare lucru ar fi fost. Deci asta ar fi fost soluția tânărului, să zică, da, Doamne, nu le-am ținut cum se cuvine. Ajută-mă să le țin de acum. Fai, ce minune. Dar el a zis, le-am ținut toate, dăm altceva, altceva. Să, să, le, să rezolv treaba acum. Și atunci Mântuitorul, la măsura mândriei noastre, și asta e un pericol imens, cu cât mai mândri, cu atât Dumnezeu ne pune în față niște chestii de netrecut. Ah, te crezi deosebit? pe păi atunci fac chestia asta, să vedem. E ca și cum mai zice, păi ce îmi dai un asemenea exercițiu? Da, am ceva, bine, îți dau exercițiu de Cambridge. Să vedem mm -hmm. dacă îl faci. A, praful se alege de tine. Deci mândria aduce tristețe, mândria aduce smerenie, până la urmă, cu deasila, că n-ai ce face. Și eu cred că mai degrabă, asta să învățăm de aici, că Mântuitorul a pus în fața unei situații, unei, unei alegeri foarte grele pe care el știa că acest om nu poate să o treacă, dar ca să l zmerească, nu ca să spune că nu se va mântui, să l zmerească. Sper că acest tânăr să se fi întors acasă zicând da, nu sunt în stare, nu, ce mi a cerut acest învățător, nu pot să fac foarte greu și să se fi zmerit și să nu mai facă gesturi atât de uh, epatante în fața oamenilor, că să, să se dea mare, că el le ține și le face pe toate. Îmi place foarte mult rugăciunea Sfântului Isaac Siru, la sfârșitul Acatistului Mântuitorului, în care face această spovedanie și zice: Nu am pocăințe, nu am lacrimi, nu am pocăințe care întorc pe fila moștenire, răcit inima mea, adică tot timpul această spovedanie a ceea ce nu ai niciodată în mărturii sau în rugăciune sfinților, da. nu există vreo mărturie a faptului că. Astea am făcut, date mai rog pentru altele. Despre niciuna, fiindcă în mod desăvârșit niciuna nu va putea Așa fi practicată. Și atunci am transformat în fariseu, care a zis, eu -ți da. țin, îți că și uite că Dumnezeu nu l-a prețuit pe cel, poate că el chiar îl făcea. Dar el credea că le face perfecte și Dumnezeu trebuie să-i și placă lucrurile lui. De fapt, el ar fi trebuit să vadă că fac, dar fac. Mătitorul spune, când toate le veți face și le veți rândui cum trebuie, să zice slugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuie să fac am făcut. Ori nu ce să că nici un sfert, nici o trăime, nici o doime și și aia îndulcită și amestecată cu păcat. Da, și ultima întrebare la care m-aș opri este, de fapt, ultimul verset. Așadar, după ce îi spune că nu poate, zice, și, și cei ce ascultau, deci nu el, cei ce ascultau, zice, și cine poate să se mântuiască, totuși, dacă e atât de greu? Iar Domnul le zice, cele ce sunt cu neputință la oameni, sunt cu putință la Dumnezeu. Ce vreau oare să le transmit. Pur și aici? simplu că cine își pune nădejdea în el, că tânărul ăsta își punea nădejdea în el, ce bine să fac, adică eu am putere, dar tu să-mi spui, adică mie în vizu o informație, restul le refac eu. Ce bine să fac, cine spune pune nădejdea în el și credința în el, oricât s-ar osteni, orice ar face, nu va putea să se mântuiască, nu va putea, până la urmă mântuirea este un dar, și până la urmă, faptele bune, rugăciunea, postul sunt cele care ne încurajează și să rămânem neîncetat în gândul că fără Dumnezeu nu putem face nimic și că trebuie să. cu cât tu te, te străduiești să faci mai mult binele, îți dai seama cât de neputincios e și că ce, ce cariat e binele pe care îl faci. Nu în sine binele acela te mântuiește. Nu-l cumperi pe Dumnezeu cu binele, ci binele acela îți arată cât de slab ești. Cine se înhamă la facerea la își dă seama cât de slab ești și neputincios. Numai prima poruncă, iubește pe Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot cugetul tău, din toată vârtutea ta, din tot sufletul tău. cine poate să zică nici măcar 5%? Și te, se, te, pui, te faci și înainte lui Dumnezeu pământ și apă și zici, Doamne, nu pot să țin iartă, mă ajută, mă nu în tine stă mântuirea. Și cine are această zmerenie se mântuiește. De fapt, rămâne în picioare cuvântul, oricine va chema numele Dumnezeu se va mântui. Și e vorba de chemarea aceasta cu, ca unui copil care plânge în gară după mama și nu știe nimic să facă altceva decât dacă mama nu vine să-l ia de acolo, el nu va ști altceva. Cred că asta e singura soluție de mântuire. Restul și cred că toate și faptele bune și rugăciunea și postul nu sunt bune decât în sine, decât să te ajute să ajungi la această stare. Nu să-ți te convingă că ele cumva sunt un bine în sine prin care te vei mântui. Nici și un caz. efort al tău da. prin care. Asta e, cred că, mi se pare greșala fatală a omului, să creadă că acest efort merită să fie recompensat de Dumnezeu și că e un bine exact ca tânăr. Ce e bine să fac ca să moștenesc și tu crezi că faci chestia așa, așa, așa. așa da, de -așa, fiindcă așa, cred că și dumneavoastră ați întâlnit foarte des la spovedanie când vine un moment al durerii, al bolii. Și omul ajunge să-și pună întrebarea asta: de ce am greșit, zice? Da. Ce? Că, și aproape ajunge ca și tine, zice, păi asta am făcut, asta am făcut, asta am făcut, de ce pățez eu lucrurile astea? Și aici, de fapt, e marea fractură a înțelegerii acestor aspecte pe care le-am discutat pe tot parcursul emisiunii. Părinte Ciprian, vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră și. Ne gândim să vă mai invităm și pe alte teme, mulțumim. să mai dialogăm împreună în duminicile care vor urma anul viitor. Vă mulțumim, mulțumim. pentru că ați fost împreună cu noi. Dragi audiențatori, astăzi în cea de-a 30-a duminică după pogorirea Sfântului Duh, am dialogat împreună cu părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul Ascor. Vă dorim tuturor o săptămână binecuvântată.